Bună tuturor! Haideți încetoc să ne apucăm de rândul 74 și apoi mai avem 75 și am gătat. V-am promis că vă arăt închiderea pe rândul 73. Haideți să mă duc un pic mai jos. Ce am avut atunci de făcut? Două zigzaguri și un picior în spațiul ăsta între picioarele din rândul anterior și mai aveam de făcut un zigzag aici în partea asta. Unul este făcut și aici este făcut doar pe jumătatea și vă spuneam că mai facem numai aici un picior, mai facem patru ochiuri de lanț și ne prindem cât de aproape putem de piciorul ăsta din stânga. Bun. Și cu piciorul alunecat am încheiat discuția. Bun. Și acum, efectiv, ne apucăm de rândul 74. Care se realizează iarăși teribil de simplu. Eu o să mai fac un picior mic în spațiu dintre zigzaguri. Aici, în spațiul ăsta, evident că mai am de făcut un zigzag, dar pentru pornirea rândului o să fac numai 4 ochiuri de lanț. Da? Și din partea asta, la altă, când vin, o să fac un picior aici și cu 4 ochiuri de lanț o să mă prind de capătul celor 4 ochiuri de lanț. E mai bine așa decât să tragi materialul așa și na, e mai cursiv, cum s-ar spune. Bun, și acum mergem și facem direct coloanele. O să bag undeva în descrierea unde începe sectorul ăsta, că pe mijloc, dacă vreți să fie mai evantai partea asta, să faceți mai multe ochiuri de lanț pe mijloc. Dar cine vrea, oricum, na, trebuie să respectăm un miez de drepturi de autor. Hai să nu facem exact ca și originalul. Vorba vine că nici din original n-am avut nu știu ce explicații în plus. Am mers pe ghicite. Și mergem și facem coloanele, două picioare în același loc și patru ochiuri de lanț. Nici nu-mi fac unghiile până nu gătăm fața de masă. Nici nu schimb culoarea. V-am mai spus asta. Bun, ne vedem aici pe mijloc. Am ajuns pe mijloc. Fac patru ochiuri de lanț. O să fac cât de aproape de picioarele din rândul anterior. Iarăși două picioare în același loc. Șase ochiuri de lanț. Două picioare în același loc. Iarăși cât de aproape de cele din rândul anterior. Nu-mi place că a rămas așa. Vedeți ce înseamnă un material care nu e neapărat pentru... Nu lunecă cât trebuie și să face ca și un buzunar mai mare. După ce că-l mai tragem și noi, mai agresăm materialul. Bun, acum patru ochiuri de lanț. Nu uitați că trebuie făcute și astea în coloana, chiar de lângă. Și mergem mai departe. Cu ce ne-am obișnuit, cu două picioare în același loc și patru ochiuri de lanț, până o să ajungem aici între segmente. Da, ne vedem aici în partea stângă.
Și am ajuns frumos aici, în partea dintre sectoare. Avem aici acest spațiu și dincolo ce avem acest spațiu. În fiecare voi avea un zigzag, aici și aici, și aici voi face un picior între ele. Să strâng mai tare. Deci am zis un zigzag. Aici un picior. Între ele. Chiar în picior. Piciorul ăsta o să se continue și în rândul următor, dacă am văzut bine. Și în spațiul următor, iarăși, un zigzag. Bun. Acum mergem direct la coloane și facem câte două picioare în același loc și patru ochiuri de lanț. Și cam atât e rândul. Asta se repetă, ce se vede. Asta a fost rândul 74. Ne vedem la rândul 75. Spor bun!